Reprezentanții PNL Brașov au vorbit astăzi în cadrul unei conferințe de presă despre campania electorală care a început în urmă cu 5 zile. Candidatul la Camera Deputaților Cătălin Nan a declarat că vrea o campanie curată, fără atacuri, menită să informeze brașovenii despre planurile pe care le are Partidul Național Liberal pentru următorii 4 ani în Parlament. Alegerile de pe 6 decembrie sunt despre dezvoltare, pentru că după 30 de ani de zile România se află în fața unei oportunități imense. Este o oportunitate reprezentată de cele 80 de miliarde de euro alocate țării noastre pentru dezvoltarea în marile sisteme publice, de la educație la infrastructură. Alături de el a fost prezent și vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Todorică Șerban. Interesele județului Brașov, interesele cetățenilor din județul Brașov trebuie să primeze. Trebuie să se întâmple lucruri pe care oamenii le așteaptă să se întâmple. Așadar, noi, cu experiența noastră ca și partid istoric și cu oameni responsabili și cu multă experiență, vom fi garanția celor din județul Brașov că tot ceea ce își doresc ei se va întâmpla. Alegerile parlamentare sunt programate pe data de 6 decembrie, asta dacă autoritățile nu decid să fie amânate în contextul pandemiei de COVID-19.